Bună, copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Dumnezeu rostește legea. Textul de memorat îl găsim în 2 Ioan, versetul 6. Dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. Au trecut numai câteva săptămâni de când copiii lui Israel plecaseră din Egipt, dar părea că a trecut mult mai mult. Multe s-au întâmplat în cele câteva săptămâni. Chiar dacă Dumnezeu a făcut minuni ca să-i ajute să aibă încredere în el, israeliții tot se plângeau, cârteau și îl acuzau pe Moise pentru fiecare problemă care apărea. La începutul povestirii noastre de săptămâna aceasta, israeliții aveau în continuare tabăra așezată în locul în care Dumnezeu le dăduse apă din stâncă. Apoi Dumnezeu i-a condus într-un loc special la un munte numit Sinai. Aveau să stea aici timp de aproape un an. Pentru că fuseseră sclavi, atât de mult timp, israeliții nu știau cum să devină o națiune și să se guverneze. Trebuia mai întâi să înțeleagă legea lui Dumnezeu, tot ce înseamnă ea și cum să o respecte pentru ca Dumnezeu să-i facă o națiune puternică, bună, care să îl aibă pe el drept conducător. Alte popoare aveau să afle despre ei și întreaga lume. Îl putea descoperi pe Dumnezeul lor puternic și iubitor. Dar mai întâi, poporul trebuia să învețe să aibă deplină încredere în Dumnezeu, să înțeleagă cât este de important să alegi să asculți cu ajutorul lui de legea sa. Și atunci Dumnezeu putea să îi ajute și să îi binecuvânteze așa cum voia. Haideți să citim Exod, capitolul 19, cu versetul 5, ca să aflăm ce promisiune minunată le-a dat. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Așa că este minunată această promisiune. Dar care este al doilea cuvânt al promisiunii? Este cuvântul dacă. Dumnezeu nu obligă pe nimeni să aibă credință și să asculte, dar de fiecare dată poporul trebuia să aleagă între a crede minciunile iscusite ale lui Satana sau a crede promisiunile lui Dumnezeu pe care și le-a ținut întotdeauna. Gândește-te! Dumnezeu a dovedit de multe ori că este mai puternic decât Satana și că își poate ține orice promisiune. Tu câte promisiuni făcute de El poți să enumeri? Când copiii lui Israel aveau acum tabără la Sinai, la poalele muntelui foarte special, Dumnezeu le-a dat un mesaj prin Moise. Deci, ei trebuiau să asculte de poruncile lui Dumnezeu. Și dacă ascultau, Dumnezeu le-a promis că va fi o împărăție specială. Acum, ce a răspuns poporul? Tot poporul a răspuns: vom face tot ce a zis Domnul. Moise a spus Domnului cuvintele poporului. Au făcut o promisiune importantă, nu este așa? Crezi că a luat-o în serios? Poate că cei mai mulți dintre ei chiar credeau ce spuneau. Ce nu înțelegea însă poporul era că nu stătea în puterea lor să facă ce a promis. Nu exista nicio posibilitate să se țină de promisiune, chiar dacă și-ar fi dorit cu adevărat, în afară de cazul în care s-ar fi încrezut pe deplin în Dumnezeu pentru a putea primi ajutor de la El. Făcuse Dumnezeu tot ce a fost posibil ca să le arate israeliților că El este atotputernic? Toate celelalte popoare de pe pământ credeau minciunile lui Satana. Toate se închinau fără rost unor idoli nefolositori și credeau că idolii sunt puternici și capabil să-i ajute. Dar nu toată lumea asculta de Satana. Încă de când a intrat păcatul în lume, întotdeauna a existat cineva care a rămas credincios lui Dumnezeu, iar acum copiii lui Israel promiteau că și ei vor face la fel. Înainte de această promisiune, mai făcuseră israeliții așa ceva? Haideți să vedem ce găsim scris în Exod, capitolul 14, cu versetul 31. Israel
a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Ce s-a întâmplat cu numai câteva zile în urmă la Mara și în celelalte ocazii când Dumnezeu le dăduse oportunitatea de a crede în el? Oare avea să fie diferit de această dată? Gândește-te! Ai promis vreodată să faci ceva după care ai uitat? Poate că mama îți cere să păstrezi ordine în camera ta. Faci curățenie și îți promiți că întotdeauna o vei păstra astfel. Nu te da bătut. Amintește-ți că Iisus te poate ajuta. Poporul a promis să asculte și să facă tot ce le cere Dumnezeu. Dumnezeu s-a bucurat că ei doresc să asculte, dar știa și că nu vor reuși fără ajutorul lui. Înainte de toate, trebuiau să învețe să aibă încredere în el, pentru că el să-i poată face capabil să asculte. Dumnezeu i-a condus pe israeliți la muntele Sinai, astfel încât să poată avea o întâlnire foarte specială cu ei. Avea multe lucruri importante să le spună. Cum trebuia să se pregătească poporul pentru întâlnire? Haideți să vedem ce găsim scris în Exod, capitolul 19, cu versetele 10 la 13. Du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să-și spele hainele, să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va pogorâ în fața întregului popor pe muntele Sinai. Să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur și să spui să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poalele lui. Oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea. Nici o mână să nu se atingă de el, ci pe oricine se va atinge să-l omoare cu pietre sau să-l străpungă cu săgeți. Dobitoc sau om nu va trăi. Când va suna trâmbița, ei vor înainta spre munte. Îți poți imagina cum s-au pus cu toții pe treabă în grabă mare? Aveau la dispoziție doar 2 zile pentru a face toate pregătirile. Niște bărbați au stabilit granițe în jurul muntelui, așa încât oricine să știe să nu treacă de ele. Cu toții știau că trebuie să-și spele hainele și le-au spălat și apoi s-au spălat și ei. În dimineața a treia, poporul era gata. Când au privit spre vârful muntelui, au văzut că era acoperit cu un nor gros și negru. Norul a devenit tot mai negru pe măsură ce cobora mai jos și mai jos până când tot muntele a fost acoperit. Dintr-o dată, scânteieri orbitoare de fulgere și tunete cutremătoare au început să apară din norul gros și negru. O furtună de foc și fum a izbucnit către cer. Pământul tremura și se zguduia și la fel se simțea și poporul. Înspăimântați, au căzut în genunchi și și-au plecat capetele la pământ. Chiar și lui Moise îi era frică. Îngeri nevăzuți au început să trâmbițeze mai tare și mai tare. Moise știa că era semnalul pentru ca poporul să se apropie, iar el îi conducea. Gândește-te, crezi că a reușit Dumnezeu să capteze atenția tuturor? Urma să le spună ceva foarte, foarte important și este la fel de important și pentru noi. Dumnezeu însuși a venit la Sinai ca să vorbească poporului său. Dintr-o dată, toate manifestările acelea înfricoșătoare și zgomotele s-au oprit. S-a făcut o liniște desăvârșită și nimic nu mișca. Care au fost primele cuvinte pe care le-au auzit în timp ce ascultau în liniște și cu reverență? Haideți să ascultăm Exod, capitolul 20, cu versetele 1 și 2. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Se îndoia cineva că Dumnezeu era cel care le vorbește? Dumnezeu a rostit atunci unele dintre cele mai importante cuvinte din întreaga Biblie. A rostit cele 10 porunci. Haideți să le ascultăm! Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul.
să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam, al celor ce mă urăsc, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Satana urăște cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, face tot ce este în putință ca să ne împiedice să ne gândim la ele și să alegem să le respectăm, pentru că știe că Isus ne ajută să le respectăm și că atunci când le respectăm, suntem fericiți. În ceruri, Satana a ales să nu respecte legea lui Dumnezeu. Apoi, i-a convins pe mulți dintre îngeri să îi asculte minciunile și să aleagă să îl creadă pe el. În frumoasa grădină a Edenului, i-a ispitit pe Adam și pe Eva, iar ei au ales să îl creadă. A știut că pentru copiii lor și pentru oricine a trăit vreodată pe pământ, va fi mult mai ușor să îl creadă pe el. Satana a devenit sigur că, din moment ce a convins îngeri perfecți și oameni perfecți să aleagă să îl creadă, va putea convinge întreaga lume să facă la fel. S-a gândit că toți oamenii de pe pământ vor alege să îl creadă și vor deveni pentru totdeauna sclavii lui. Este adevărat că oricine a trăit vreodată pe pământ a păcătuit, cu excepția unei singure persoane. Dar mulți oameni știu că Dumnezeu este bucuros să ne ierte, să ne iubească și să ne ajute și că putem avea încredere deplină în El. Ei au ales să îl creadă pe El, să îi facă credincioși și să-L iubească din toată inima. Gândește-te, ești bucuros că ești unul dintre cei care au ales să îi fie credincioși lui Dumnezeu? Poți să numești alte câteva persoane din Biblie care au ales la fel? Când te gândești la cele 10 porunci minunate pe care ni le-a dat Dumnezeu, crezi că ai putea să le memorezi? Sunt ușor de ținut minte. Recită-le. Sunt în Exod, capitolul 20, cu versetele 3 la 17. După ce a rostit Dumnezeu cele 10 porunci, oamenilor încă le era frică. Ce le-au implorat pe Moise? Haideți să ascultăm versetele 18 și 19. Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliștea aceasta, poporul tremura și stătea îndepărtare. Ei au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim. Ce le-a spus Moise înainte să plece să vorbească cu Dumnezeu? Nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți. Dumnezeu nu voia ca poporul său să-i fie frică de el. Vrea ca oamenilor să le fie frică de păcat. A dat legea ca să îi învețe ce este păcatul. A păcătui înseamnă a nu respecta cele 10 porunci. A nu asculta de Dumnezeu înseamnă a asculta de Satana. Dacă legea lui Dumnezeu ar putea fi exprimată într-un singur cuvânt, știi care ar fi acela? Ar fi cuvântul dragoste. Haideți să vedem ce găsim scris în 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 8.
Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Versetul spune că Dumnezeu este dragoste. El este dragoste. El face totul din dragoste. Singurul lucru pe care îl urăște este păcatul. El ne iubește și știe că păcatul ne face rău și ne poate distruge. Fiecare dintre noi a păcătuit, deci toți suntem păcătoși, dar Dumnezeu ne iubește. Îl iubește pe fiecare păcătos. Păcatele noastre sunt cele pe care le urăște. Dorește să ne ierte păcatele mai mult decât orice. Vrea ca noi să-i dăm ocazia să ne ajute să respectăm cele 10 porunci ale sale. Gândește-te! Uneori vedem că alții fac lucruri greșite și ne gândim, eu nu voi face așa ceva niciodată, dar suntem noi mai buni decât ceilalți? Nu, trebuie să știm că toți suntem păcătoși, trebuie să ne pară rău pentru ce am făcut greșit noi înșine, pentru ce au făcut greșit alții, dar niciodată nu trebuie să ne credem mai buni decât ceilalți. Cele 10 porunci Dumnezeu le-a dat oamenilor din dragoste. Așa i-a și spus Iisus într-o zi unui om al legii care îi pusese o întrebare. Ce le-a întrebat acesta? Haideți să vedem Matei, capitolul 22, cu versetele 35 și 36. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, l-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Cum i-a răspuns Iisus? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Răspunsul lui înseamnă că respectarea poruncilor arată că îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima și că îi iubim pe ceilalți cum ne iubim pe noi. Legea lui Dumnezeu pentru aceasta a fost dată. Primele 4 porunci ne învață cum ne manifestăm dragostea și ascultarea față de Dumnezeu. Ultimele 6 porunci ne învață cum să îi iubim pe ceilalți ca pe noi înșine. Crezi că este important să înțelegem cele 10 porunci? Cu siguranță că da. Când le înțelegem și alegem să lăsăm pe Iisus să ne ajute, să le respectăm, putem să fim siguri că El ne va ajuta să facem lucrul acesta. E minunat! Dar săptămâna viitoare vom începe să aflăm cum ne ajută cele 10 porunci să îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima și să îl iubim pe semeni ca pe noi înșine. Gândește-te! Știi că putem opri orice ispita lui Satana ascultând de cele 10 porunci? Acum îți poți da seama și de ce nu vrea să le înțelegem? În acea zi minunată, când Moise s-a dus la Sinai să vorbească cu Dumnezeu, el i-a explicat detaliat legile înțelepte pe care trebuia să le dea poporului pentru ca oamenii să le respecte. Legile acestea le sunt de ajutor oamenilor pentru a ști cum să își manifeste dragostea față de Dumnezeu și față de semeni. Fiți binecuvântați să înțelegeți care sunt legile lui Dumnezeu, cum trebuie respectate. Și Dumnezeu vă va ajuta să faceți ceea ce este bine. Domnul cu voi!